Preoții din protopopiatul Caransebeș au participat astăzi în sala de festivități a Episcopiei Caransebeșului la seminarul de informare cu tema Protecția mediului și controlul poluării. În cadrul întâlnirii, clericii, dar și alți angajați ai protopopiatului au fost instruiți cu privire la legislația de actualitate în domeniul protecției mediului, au fost prezentate și dezbătute de asemenea și aspectele practice ale aplicării reglementărilor de mediu pentru protecția apelor și ecosistemelor acvatice, protecția calității aerului, solului și subsolului, înființarea sau extinderea cimitirelor și gestiunea deșeurilor. Aspectele practice s-au referit la modul în care această legislație de mediu trebuie respectată în cazul extinderii sau al înființării de cimitire sau modul în care trebuie să gestionăm deșeurile atunci când vorbim despre restaurare sau despre construcția de biserici, felul în care trebuie să ne comportăm atunci când ne aflăm pe teritoriul unor arii protejate. Sigur că toate acestea contribuie în mare măsură la reducerea poluării care apare în zilele noastre în diverse domenii de activitate. Ne-am bucurat să vedem că toți participanții au fost foarte activi, punând întrebări doamnei lector despre modalitatea de a obține autorizația de mediu pentru extinderea cimitirelor sau pentru construcții. Astfel de seminarii au loc zilele acestea în Episcopia Caransebeșului, la centrul eparhial și în cele 4 protopopiate din județul Caraș-Severin. Sigur că e importantă nu numai la dimensiunea participării a celor două elemente, clerici și mirenci, și pentru faptul că e o chestiune ce ne vizează direct pentru comportamentul nostru și al credincioșilor atât în mediul rural cât și în mediul urban. Seminariile de informare se vor încheia pe 25 februarie.